Victor Cristi Bleorțu ar putea ocupa în continuare funcția de președinte interimar al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, deoarece nici el, nici contracandidatul său nu au reușit să obțină punctajul minim de 70 de puncte pentru a putea fi declarați admiși la proba scrisă a concursului de ocupare a postului de șef al CAS Suceava. În competiția organizată pentru fotoliul de președinte director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava s-au înscris inițial 3 candidați. Este vorba despre Cristi Victor Bleorțu, cel care asigură interimatul instituției din septembrie 2015, de Daniel Aurelian Bădoi și de Andrei George Păduraru, membru în Consiliul Local Suceava, care a fost eliminat în urma evaluării dosarului depus, acesta neîndeplinind una dintre condițiile de participare, și anume minimum 5 ani de activitate desfășurată în funcții de conducere. Victor Cristi Bleorțu a obținut 51,5 puncte, iar Daniel Aurelian Bădoi a obținut 53,5 puncte la proba scrisă a concursului. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a scos la concurs toate cele 43 de posturi de președinte director general de la casele județene, Casa de Asigurări București, precum și de la Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.